potrivă idioritmiei și chinovialității, Săvatul român a cochetat cu arta sunetelor, angajând persoana vie inimitabilă a compozitorului. Chiar dacă se resimt atenuat, adevărat, avatarul în funcție sociale, a statutului și statului intelectuale, a ambiției și voinței politice. Întregul mariaj al lui Cantemir cu muzica s-a bazat pe o poziție ireconciliabilă între filozofia tezaurului de păstrat și filozofia bagajului la care trebuie să renunț. Tezaurul de păstrat ține de comportamentul euritmic, în timp ce bagajul detașabil de cel chinovial. Indiscutabil, creația muzicală a lui Cantemir a avut o față ianusiană, adică dublă, una orientată spre apus, alta spre răsărit. Două fețe cumva incompatibile, incomparabile și incomensurabile, aferente celor două zone, muzica europeană și muzica turcească, atât de diametral opuse, încât îndrăznesc să spun că nu suportă termen comun pentru stabilirea analogiilor și diferențierilor. Dincolo de aceste aspecte, creația lui Cantemir exprimă trei dimensiuni imanente, ireductibile, grație cărora putem identifica tipul enciclopedistului de descendență renascentistă. E vorba despre erudiție, umanism și creștinism. Voi începe cu erudiția, care este demonstrată în sfera muzicii orientale în mod practic, în lucrări cu profil teoretic, dar și în compoziții. Nu este nici locul, nici momentul să intrăm în detaliile scrierilor despre muzica turcească. Dar se cuvine a semnala titlurile celor trei lucrări muzicologice, adevărate tratate de teorie muzicală, două dintre ele, Edvarie muzicii sau Cante Iroglu și Kitabul muzicii Elget, carte de notație muzicală, aflate și azi la loc de cinci de sistemul educațional turcesc. Iar o a treia, Introducere în muzica turcească, scrisă în limba română, al cărui manuscris este considerat de către specialiști ca fiind definitiv pierdut. Și tot în opinia specialiștilor, cel mai important aport muzicologic adus de Cantemir este legat de sistemul semiografic, adică de scrierea muzicală, bazat pe litere izolate și compuse ale alfabetului turcesc, fiecare litere corespunzându-i un sunet. Este, poate, redundant, dar în niciun caz inutil să spunem că acest sistem de notație sonoră a rămas în vigoare până astăzi, muzica turcească prezervând din semiografia cantemiriană semnele diastematice, adică specifice muzice, referitoare nu numai la frecvențe, ci și la durate, la dinamică sau logică. Rezumând contribuția teoretică a lui Cantemir, se cuvine să remarcăm concepția sa cu privire la delimitarea celor trei categorii de muzici arondate spațiului sonor oriental. Muzica vocală, muzica instrumentală și, atenție, muzica laică. Primele două având un caracter profesionist, cea de-a treia amatoristic. Și ca un corolar, Cantemir găsește corespondențe între structurile extratemporale, adică organizările, cum ar fi modurile, structurile modale și așa mai departe, și unitățile calendarului. Șapte clasuri, adică șapte moduri, după zilele săptămânii, 12 macamuri, după numărul lunilor, 365 unități subdivizionare după zilele anului și 4 sobe, adică genuri muzicale, după numărul anotimpurilor. Toate aceste diviziuni fiind consecința organizărilor infracromatice din muzica orientală. Sub aspect strict componistic, Dimitrie Cantemir este un monodist. Dacă o să veniți la concertul de după această predicțiune, o să explicăm ce înseamnă monodist, ce înseamnă melodie la Dimitrie Cantemir. Deci Cantemir este un monodist neapelând în niciun fel la acompaniament. Mai mult, se naște o legitimă întrebare, și anume, în ce măsură se poate vorbi despre un autor de melodie originală? Cert este dexteritatea stăpânirii unui imens material sonor turco-oriental, pe care Cantemir l-a asimilat în relativ lunga sa ședere la Constantinopol. Nici nu se putea, ca un instrumentist virtuos, Cantemir cânta
cu diverse, diverse circunstanțe la împăratul Turciei, nu pentru că i-ar fi făcut imensă plăcere, dar altfel ar fi suportat consecințe grave. Deci nici nu se putea ca un instrumentist virtuos, așa cum era Cantemir, să nu posede un repertoriu vast și variat, repertoriu pe care l-a clivat și decupat în formule capabile să fie regrupate, recombinate și rearanjate, în așa fel încât să se ajungă la recrearea unui melos situat în siajul celui turc oriental, dispunând de o notă originală de autenticitate. Fie că erau pe șreburi, piese instrumentale axate pe alternanța cu piese-refren, un fel de rondouri în muzica occidentală, semaiuri, sau pe șreburi, piese instrumentale axate pe, pe melodii grave de dans cu caracter caracter sobru, așa, sau pește, în alt gen, piese vocale vioaie, tonice. Melodiile cantemiriene etalează o pregnantă individualitate ce provine din maniera cu totul personală de înveșmântare a pilonilor modale, de ornamentare a schemei orizontale. George Breazu, mare muzicolog român, merge mai departe, afirmând că grația unor formule existente, uneori în aria dervișilor, o să ascultați în această seară, Cantemir ar deconspira elemente proprii folclorului românesc. Investigațiile sale ajung să identifice o anume formulă prototip, prezentă nu numai în unele cântece de lume și melodii de joc valahe, ci și în muzica lui Mozart și Gluck. Mozart, în Răpirea din Sarai, a folosit, nu știm în ce măsură conștient, oricum a preluat o melodie pe care și Cantemir a transcris-o cu un secol în urmă. Dar Dimitrie Cantemir nu a fost numai muzicolog și compozitor. Odată stabilit în Rusia, el a proces la născocirea unui instrument muzical matematic. Mărturie este chiar declarația autorului, citesc din Dimitrie Cantemir. La Moscova chiar am fabricat un instrument matematic pe care l-a văzut măria sa țară și a binevoit să-l aprecieze, căci este el însuși iscusit în muzica bisericească și în muzică în genere. Am încheiat citat. Cantemir arată că intervalele se produceau pe cale mecanică și că instrumentul avea darul să indice sunetele atât auditiv cât și vizual. În absența unor informații prea puțin concludente despre temerarul instrument, putem totuși conchide, chiar dacă doar la modul speculativ, că imaginația a fost în acest caz ca o răsfoire a unei realități organologice, născută din facultatea de a explora, de a visa, cea mai vie dintre facultățile intelectuale. Dar mai observăm un lucru, că datorită orizontului muzical al țarului Petru cel Mare, fostul domnitor al Moldovei, adică Cantemir, a avut contact cu muzica bizantină, armonică rusă și probabil cu muzica polifonică vest-europeană. Și poate că cel mai consistent omagiu pe care îl putem aduce lui Cantemir este acela că muzica sa a circulat, fie și fără o recunoaștere autorială, în mediul nostru sonor, exercitând o influență activă asupra evoluției acesteia. Ce-ar fi fost însă dacă Dimitrie Cantemir ar fi trăit între noi și de astăzi? Ar mai fi constituit erudit o dimensiune definitorie a personalității sale? Probabil că nu. Lessing spunea despre erudiție că este acea bogăție de experiență străină agonisită din cărți. Cantemir a folosit-o ca pe o colecție de chei cu care a deschis multe uși între ale muzicii. A idoma unui paspartu, fiind suficient de înțelept să o exploateze ca pe o bancnotă ce nu poate fi utilizată decât acolo unde ea are valoare. Mai mult, erudiția este la Cantemir rezultatul și al eforturilor proprii gândiri, nu numai al unei prodigioase memorii. În vremea autorului istoriei hieroglifice nu se punea problema specializării. Enciclopedismul însuși, fiind o pavăză în calea unui atare fenomen. Astăzi, în contră, asistăm la un proces tot mai accentuat de devalorizare a culturii generale. Despre cultura înaltă, Horia Roman Patavievici afirma că, citez, a încetat să mai fie o cultură a societății.
Locul ei în spațiul public a fost luat de variatele specii de cultură populară și de diferitele curente ale contraculturii, argumentul împotriva culturii generale fiind inutilitatea ei, obsolescența valorilor pe care se bazează și chiar elitismul. Cultura înaltă tinde să fie tot mai mult izgonită între referințele obligatorii ale educației, care azi se face din spirit democratic, mai degrabă cu ingrediente de cultură populară decât cu autori canonici. În mod paradoxal, când caută să atingă rafinamentul, variantele cele mai comerciale ale culturii populare ajung să recicleze abia mascate conținuturi, forme, gesturi și atitudini ale culturii înalte. Am încheiat citatul. Un tip de cultură ce este, iată, schimonosită, personalități de anvergura unui Cantemir, Hajdeo sau Iorga, nu mai fac parte din trendul celor teogenicesc astăzi între ale culturii. Vecin bun cu erudiția, umanismul a lucrat copios în contul arte europene, raportându-se la persoana umană în întregime, încercând să realizeze un echilibru între diversele ei facultăți. Cantemir știa cu siguranță dictonul renascentist, conform căruia omul nu poate fi pentru niciun om doar un mijloc, ci trebuie să însemne totodată un scop. Dimensiunea umanistă a fost, firește, mai puțin la vedere în ceea ce privește creația sonoră a lui Cantemir. Permeabil la muzica europeană, Cantemir a fost într-un fel prizonierul muzicii orientale. Însăși muzica din țările române ale acelor timpuri reclama importul și susținerea ei de către muzicieni străini profesioniști. În opinia lui Octavian Lazar Cosma, deosebirea care l-a imprimat un destin total diferit a fost aceea că muzica europeană se afirma ca o artă complexă, cu un potențial deschis, în timp ce muzica orientală avea ferestrele închise. Cantemir a încercat să le deschidă. Muzica europeană, prin modelul ei, determina structuri autonome, originale. Muzica orientală nu avea disponibilități capabile să germineze în condiții noi. Cantemir a încercat să individualizeze și să eficientizeze atare disponibilități. În fine, muzica europeană, deși susținută de unele persoane suspuse, nu făcuse logodnă cu oficialitatea nepopulară, iar pentru o bună parte din tineretul autohton, această muzică se acredita ca factor de dezavoare a muzicii orientale. Prin întreprinderile sale, Cantemir și-a propus surmontarea acestei dezavoare. În definitiv, muzica savantă occidentală miza pe creativitate și primenire necontenită a limbajului. Ca să nu mai spunem că cei ce edificau valorile unei asemenea muzici erau veritabil homo musicus, adică dimensiune enciclopedică și umanistă, ce se exprimau prin patru dimensiuni obligatorii, totodată comparabile ca fondere și sens: talent, inteligență, instinct și vocație. Astăzi știm că absența sau atrofierea talentului actualizează impostura, a inteligenței facilul, a instinctului epigonismul, iar a vocației snobismul. Aflat în crasă opoziție cu cel occidental, fenomenul muzical oriental se caracteriza prin căderea în mecanica oardă, în conservatorism și status quo. Cu toate acestea, muzica orientală, tradițională, a suferit sezizabil mai lent un proces de vătămare din perspectiva unei patologii temporale, în raport cu marile valori umaniste europene care s-au erodat mult mai rapid, degradându-se și pierzându-și aura, mai apoi prospețimea, credibilitatea și, în cele din urmă, substanță. Așa s-au descompus toate esteticile, stilurile și curentele din întreaga muzică savantă, ceea ce nu s-a întâmplat cu muzica turcească, a cărei organizare, am mai spus-o, respiră încă cu plămâni oxigenate din dintre Cantemir. Și mai e ceva. Focarul tuturor capodoperelor muzicii culte europene a gravitat în jurul conceptelor de bine, adevăr și frumos, care au instituit un fel de tiranie a ceea ce este mai înalt în om. Cu alte cuvinte, o tiranie a umanismului. Ori civilizația noastră contemporană, cea mai puternică pe care istoria a cunoscut-o, este și prima care și-a pierdut centrul. Michael Jackson era locul liber.
Fraternizarea prin artă și frumusețe simbolizată de Don Giovanni de Mozart a fost înlocuită de fraternizarea prin distracție și consum, care e simbolizată prin mod, cluburi, Facebook. Meterhanelele lui Cantemir au fost substituite de manelele lui Cuță. Se știe că opera celui ce a fost uns ca domn al Moldovei pentru prima oară în 1693, adică Cantemir, întrunește toate coordonatele umanismului renascentist, oglindind cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea social-istorică a sfârșitului de secol XVII și început de veacul XVIII. Ca membru al Academiei din Berlin, a corespondat cu Leibniz, căutând să stabilească principiile fondării unei academii ruse. A scris cronicul Pechine Romano Moldo Plahilor, susținând latinitatea limbii și a poporului format pe teritoriul european în vechii daci, inclusiv faptul că român are 4 dialecte. Această lucrare a devenit, cum se știe, o referință axială pentru corifeii școlii ardelene. Când la Huș sau Iași, când la Constantinopol, Moscova, Harkov sau Derbent, acolo unde este și înmormântat, Dimitrie Cantemir a înlesnit prin scrierile sale o viziune relativ bogată asupra vieții spirituale a românilor. Deși, după cum se știe, în cei aproape 50 de ani de viață, doar 16 s-a aflat în contingență cu realitatea românească, a reținut cu destul acribie manifestările folclorice muzicale propriu-zise, precum balada, cântecul de lume, doina, descriind de asemenea dansuri și instrumente cu care se acompaniază. Ritualuri de nuntă, de mormântare, obiceiuri calendaristice și genuri legate de practici, reflectate în obiceiul jocurilor, urmându-le nu în mediul vieții țărănești, ci în cel al societății boierești. Iată un exemplu din descripția moldavă. Citesc din Cantemir. Jocurile sunt la moldoveni cu totul altfel decât la celelalte neamuri. Ei nu joacă 2 sau 4 inci la o lată, ca la franțuși și leși, ci mai mult roată sau într-un șir lung. Altminte, ei nu joacă prea lesne decât la nunți, când se prind unul pe altul de mână și joacă roată, mergând de la dreapta spre stânga, cu aceiași pași potriviți, atunci zic că joacă hora. Când stau însă într-un șir lung și se țin de mână așa, fel că fruntea și coada șirului rămân slobode și merg împrejur, făcând felurite întorsături, atunci aceasta se numește cu un cuvânt luat de la leși, dans. Ca și atunci când îmbrățișează istoria creșterii și descreșterii curții otomane, acel ansamblu instrumental numit Meterhanea, mult răspândit pe domeniile domnești, mai ales în Moldova, oferind informații despre ceremonii, parade, cafele, halcale și îndicuri, expresia limbii lui Cantemir stă sub semnul unui umanism orientalizat. Citez iarăși din Cantemir. După ce a îmbrăcat pașa pe domn cu lana cea de samur, viind la domnescul său scaun, mai pe urmă a venit și meterbaș, toți meterii săi, i-au zis un rubet. Să ne imaginăm din nou că Dimitrie Cantemir este printre noi, în epoca noastră, post-creștin. Scormonii mai temenic această etichetare, vom descoperi un tâlc pe cât de îngrijorător, pe atât de întristător. Acela denominat de termenul anticultură. Roger Scruton o denumește într-un fel particular cultura repudierii, care, dacă o aplicăm la arta sunetelor, o constata că s-a dezvoltat chiar în sânul culturii muzicale înalte, savante. Nu știm prea bine cât a fost musulman și cât a fost creștin Cantemir, și mai ales cât de democrat. Știm însă că a avut privire orientată către divinitate, în respect de plin cu valorile religioase și mai ales în respect cu tradițiile sonore pe care le-a preluat și le-a sporit, fără a le stârci ori pomăda. Uitați-vă la genurile fenomenului de divertisment. Formele sunt aproximări ale tiparului consacrat de litul tradițional. Organizarea spațială copiază, la nivel minimal, ultra-simplist, organizarea de tip tonal-funcțional din muzica savantă. Ritmul, afară de faptul că este obsedant repetitiv, constant pauper, importă trăsăturile sistemului divizional, preluat tot din muzica cultă.
Melodia accentuează totodată jecmănește, neprimenind nimic structurile simetrice, quadrate, simple, previzibile ale monodiei clasice. Toate sunt efectul democratizării culturii publice. Fie și numai dacă dăm crezare afirmațiile Mihai Valea, conform căreia democrație sunt instrumente de descoperire și de consolație. Mai curând însă ar da credit spuselor lui Pompiliu Constantinescu. Citez: democrația este blazonul care deschide ușa tuturor succeselor pentru mediocrități. O democrație la umbra căreia muzica s-a îmbibat de hedonism și populism, ne lăsând mai nimic din razele creștinismului și umanismului s-o pătrunit. Evident, Cantemir scria pentru elite. Azi, mai mult ca oricând, muzica noastră, cea de toate zilele, este atât marcată de cultul revendicării dreptului individual. Simpatie nelimitată față de un populism și are alurea unei mări în care se scufundă tot ceea ce este greu, valoros, și plutește tot ceea ce este ușor, facil. Dar și o mare mincinoasă, în ale cărei valori, suntem cu toții prizonierii unor glorii de două parale. Un populist ce mustește de popularitate și despre care Oscar Wilde spunea că este o cunună de lauri împletită pentru arta de proastă calitate. Dar democrația nu s-a oprit aici. Ea a reușit printr-o fascinație trucată, printr-o prestidigitație infamă, implementarea unei forme stranii de mutații culturale, în care exprimarea celor mai brute și mai intime între forțe este revendicată ca o datorie, ori necesitate. Afirmarea dreptului la exhibiționism, sensualitate, voluptate sau împotrivă, trândăvie, uitare, neprezență, se săvârșește frecvent cu anumită religiozitate. Lumea muzicieri, sub impulsul democrației de cartier, agitată sau ahtiată, nesățioasă, datoare decadentismului și consumismului puse în scenă de regizori codivei ai spectacolelor ieftine dedicate maselor cât mai larg de melomani. Muzica este servită astfel, cu fanatism chiar, pe stadioane, iar receptorii sunt transformați pe nesimțite în microbiși dezlănțuiți, mânați și manipulați de forțe oarbe, care îi clivează și împrăjdește. Ca să se impună, trebuie să asculte mai tare, tot mai tare și tot mai repede. Cu toate că în felul lui a fost un nobat, Cantemir nu s-a crezut. A încercat și a reușit cu răbdare și diplomație să se adapteze unor medii sociale și culturale fundamental opuse. Ce este astăzi? Există un mesaj al vitezei, al depășirii. De câte ori merg pe șosea cu viteza goasii legale, sunt depășit constant de aproape toate mașinile. Nu că respectivii șoferi ar fi neapărat grăbiți să ajungă mai devreme undeva. Ei trebuie să depășească, fără să mai conteze ce depășesc, fără alt scop decât depășirea în sine. Viteza și urmarea ei, depășirea, au devenit un divertisment. Depășim modele ca pe niște javane la examenul de obținere a permisului de conducere. Le schimbăm crezând că înnoim substanța muzicii. În fond stăm pe loc, pedalăm în gol de parcă am fi pe o bicicletă ergonomică. Oricât efort am depune, nu înaintăm nici un centimetru. La fel și cu numărul decibelilor. Ascultăm muzica la o intensitate fără precedent. Amplificatoarele, boxele, căștile au devenit noile temple, noile biserici, agore ale vremii noastre. Întreaga creație muzicală adresată publicului larg este o distracție, o petrecere. Să așteptăm și să acționăm. Iar muzica de azi nu mai astâmpără ca în vremea lui Cantemir, ci doar asmute. Emanciparea prin rațiune s-a lăsat trepusă de emanciparea prin senzație. Democratizarea populismului a scos la suprafață cultul sportiv al performanțelor și stimulentelor deșarte și ceea ce este mai rău, nefast, contribuind în mod obștesc la ridiculizarea, demonizarea și destrămarea fenomenului muzicii culte, fenomen substituit de acele creații dionisiace, realmente ușoare, emanate frenetic de canale de mass media. Trăim așadar o epocă antrenată vertiginos în democratizarea, devorarea consumistă a tuturor tradițiilor muzicale întemeiatoare. Ca într-o finală de competiție mondială, îndumnezirea a fost înlocuită la pauză de către diabolița. Andrei Mavro considera că și civilizația modernă, precum cea a Greciei antice, este o civilizație a interogării, numai că ea nu a găsit încă tipul uman exemplar,
ele femeie sau ideal, în fița căruia nicio civilizație nu capete conturi de mine. Candemir a fost în lumea sunetelor nu numai muzicolog și compozitor, ci și un pedagog inspirat de folclor, de cutumile tradiții. Ori în condițiile în care înaintea cetății există întotdeauna educatorul acelei cetăți, în cazul nostru mass media, se produce o transformare antropologică esențială. Construcția unui nou tip de temperament uman, format în duhul exigențelor impuse de mai toate canalele de TV, de toate tabloidele, cu toate reclamele, de așa zisele rețelele socializare, prin care establishmentul actual transmite publicului de azi foarte sigur pe el tot ceea ce își propune. Și ce își propune? Devine un proiect în litera lui nevinovat, axat pe valori, educație, standarde și deziderate. Însă în spatele acestor ținte se ascund intenții cel puțin dubioase, cum ar fi, de pildă, inducerile subliminale. Am realizat într-un studio electronic identificarea unor mesaje care sunt cumplite, puse în anumite melodii de rock, care se ascultă foarte frecvent de către tine. Însă în spatele acestor ținte se ascund intenții cel puțin dubioase, cum ar fi inducerile subliminale, crearea unui tip uman dependent de drogul care este entertainment, adică divertismentul, aplatizarea nu numai opțiunilor, ci și a conștiințelor. Totul se realizează printr-o dispută democratică, în care chipurile fiecare deține șansa proprii exprimări și culmea a deciziei personale. Iată ce ne spune Pierre Manent. Disputa privește instituțiile, bineînțeles, dar și la un nivel mai profund tipul uman care trebuie să inspire viața europeană. Pe cine să imiți? Și am adăugat noi pe cine să admiri? E bine, la aceste întrebări, tot Horia Roman Patapievici ne oferă un răspuns cât se poate de edificator. Citez. Pe Jim Morrison, Lady Gaga, Alice Cooper, Marilyn Monroe, Freddie Mercury, Madonna, Mick Jagger, Ozzy Osbourne și așa mai departe. Firul este aproape fără capăt. Numele din acestea pot fi versate și la nesfârșit, iar spectacolul ține de esența lui dionisiacă. Nu trebuie să înceteze niciodată. Welcome back, my friends, to the show that never ends. Deci, spectacolul trebuie să continue. Acești zei eclectici sunt mega-eroi pe care adolescenții, tinerii și toți adulții atinși de patima juvenilizării sunt încurajați de mass media să-i admire. Dintr-un fenomen marginal de contracultură al sfârșitului de secol 20, presa globalizată a făcut un fenomen mondial, triumfător și inconturnat. Strașnică descriere a exercitării democrației în America, adică a unui surogat de chinovialitate și a unui artefact ioritmic. Cu siguranță Dimitri Cantemir nu și-ar fi putut imagina un atal orizont cultural. Cât despre noi, suntem, iată, martorii împlinirii predicției biblice referitoare la cea din urmă conformație a societății umane. O turmă și un păstor. Despre turmă știm din cine a călătorit. Cine o fi însă? Păstorul. Mulțumesc!